Bună ziua, sunt Mirela Pascal și l-am astăzi alături de mine pe domnul dr. Cătălin Grasa, candidatul PSD la președinția Consiliului Județean Constanța. Bună ziua! Bună ziua, bine ați revenit! Și mă bucur că m-ați reinvitat! Cu drag! Ce faceți, domnul Grasa? Cum merge campania? Campania merge. Campania merge, mergem și noi în teritoriu, avem lansări, așa cum s-a întâmplat și weekendul trecut, un weekend extins, pot să spun. Am început de vineri, am început cu Megidia. Am văzut, dar apropo, am văzut și la Năvodarii. De ce secretul acesta cu lansările? Adică nu e... Știu, staff ar trebui normal să fie un calendar, că nu e nimic secret, candidații se știu. Sunt mulți primari care sunt în funcție, da? Din păcate singurul oraș pe care îl avem, PSD-ul, este Năvodariu. Deci asta s-a întâmplat sâmbătă seara, am avut lansarea actualului primar pentru cel de-al treilea mandat. Da? De dimineață am fost la Cristian Crijaliu, la primarul de la Gigea, și am ieșit în oraș, am făcut vreo 4-5 km prin comună și ne-am oprit la școala pe care a dat-o în folosință, foarte frumoasă școală. Da, da. Într-adevăr, adică e de mare, de exemplu. Nici în oraș nu avem, da, așa. E de exemplu, cu sală de sport, cu zonă exterioară pentru sporturi. Foarte frumoasă, foarte frumoasă. Adică, bravo lui. Și într-adevăr, are multe mandate, ceea ce denotă că într-adevăr face treabă, că altfel nu l-ar fi votat cineva. Am fost duminică la Cobadin, iar un Terehoi, Cristian Terehoi, e un primar cu 4 mandate în spate. La fel, foarte, foarte îndrăgit de localnici. După aceea am fost la Vâlcelele, la Fii, am trecut pe acolo, de fapt, am stat o jumătate de oră, o oră, unde are loc, au loc un târg Fii comun, satului. Da. Da? Sună pitoresc undeva în afara satului, la vreo, cred că la vreo 14-15 km de Negru-Vodă. Da, interesant. Și finalul zilei de duminică a fost la Pecineaga, unde actualul viceprimar, Macai, este candidatul PSD-ului. Actualul primar se retrage după vreo 5 mandate, da? Domnul Stan, iar un exemplu de cum se poate pentru comunitate. Și am fost luni, la prânz am fost Mihail Cucălnicianu și ne-am plimbat pe străzile orașului împreună cu candidatul. Și vin luni seara, am terminat cu lansarea domnului Tudor Nădrag la primăria Hârșova. Da. Fost primar și acum să vedem că va fi bine și va câștiga alegerile. Câte primării de orașe speră PSD să câștige? Așa cum spuneați, are deocamdată... Da, din păcate nu avem decât un oraș. Nu avem decât un oraș. Sperăm să câștigăm mai multe... Da, n-aș putea acum să apreciez exact, dar se fac toate eforturile, da, pentru a putea recâștiga, putem spune. Avem în total 41 de UAT-uri, da, și din păcate un singur oraș, Năvodari. Da. Da, din câte și eu, nu s-a mai întâmplat așa până în 2020. Nu, așa este. Și acum trebuie și să... Asta ce înseamnă? Că... Asta înseamnă că alegerile, da, din anul 2020 au fost cele mai scăzute, să spunem așa, ca procente. Da, pe acel val de ură, de hate, cum nu s-a mai întâmplat, da, toată lumea s-a coalizat împotriva, a făcut o coaliție împotriva PSD-ului. Dar, din păcate, vedem că vremurile a făcut ca PNL-ul să facă alianță, da? Să facă alianță la guvernare cu PSD-ul. Că pe listele europarlamentarilor mergem împreună, dar la locale, în acest județ, avem liste separate. Da, vedeți, dumneavoastră nu de aceeași opinie sunt adversarii politici. Spre exemplu, George Simion, am avut recent un interviu cu dumnealui și ne spunea că PSD-ul face același blat ca în 2020, vor să lase PNL să conducă și primăria și Consiliul Județean, că ei își trag dividende, ei, adică PSD, din rețeaua mafiotă pe care o au în spate. E clar, o știe toată lumea, nu au nicio șansă candidații aceștia de la PSD, efectiv, fac joc de glezne, că așa este înțelegerea cu domnul de la Raja, care nu mai este la Raja și care nu mai e gras, este slas, spunea George Simion în interviul. Dar cum comentați și de ce face referire la această
rețea mafiotă și de ce zice că e blat între PNL și PSD? Știu, pentru că să poate să fie interesant. Nu-mi dau seama de ce, pentru că nu cred că face cineva blat când merge la vot. Da? Consider că avem șanse egale și nu suntem, eu știu, cu un handicap, cumva, așa cum prezintă. Da? Dacă candidații PSD fac joc de glezne. Nu cred că fac joc de glezne. Eu nu mă simt că fac joc de glezne în niciun caz. Da? Este aprecierea dânsului să o păstreze. Și domnul Murad, bine, o să vă întreb și pe dumneavoastră, că sunt curioasă să aflu opinia noastră despre contracandidați. Domnul Murad spune despre noastră că este o persoană care nu cred că ar vrea să facă acest lucru, adică să fiți pus într-un loc unde nu ai fost niciodată, este foarte complicat, referindu-se la candidatura noastră la... Da, am și o întrebare. Cumva trebuie să facem vreo școală înainte de a merge la președinția Consiliului Județean? N-a făcut nimeni nici școală. Păi și atunci, care sunt problemele? Că luați în spate care au fost președinții și fiecare ce pregătire a avut, da? Și să vadă că dacă există, de exemplu, la mine, noi am făcut chiar și școală la un moment dat, partea de management sanitar. Am fost prima generație în 2004, din 2004-2005 și am luat această competență, da, dacă, pentru spital. Și am reușit și am performat, părerea mea, și am performat în această zonă, în zona de politici sanitare. Așa că cred că pot să conduc și să gestionez un județ. Da? Gândiți-vă că Spitalul Clinic Județean Constanța are vreo 3.300 de angajați. Iar maniera cu ce lucrăm noi, lucrăm cu viața omului și situații mai critice ca în spital, nu cred că putem să luăm și nu cred că mimează cineva actul medical. Da, în nici sine. N-ai cum. Nici n-avem cum. Deci aici nu este și nici pauză nu putem să facem. Așa că, da, e opinia fiecăruia și... Domnul Lupu spune că sunteți un tip care nu ați performat profesional și nici politic. Nu este familiarizat, spune domnul Lupu, nici cu problemele partidului, nici cu ale județului și nici politice. Deci nu ai cum să arunci în bătălii pentru funcția de președinte al Consiliului Județean niște oameni care sunt total nepregătiți. Deci eu cred că trebuie să ne uităm întâi în oglindă, să vedem fiecare ce știe să facă și după aceea să critique sau să facă evaluări, dacă am fost eu performant sau nu pe zona medicală. Da? Așa că este campania electorală, e această luptă și fiecare se comportă cum consideră. Da, adică eu am spus de la început că voi face o campanie electorală de bun simț. Nu am de ce să folosesc cuvinte urâte sau să fac aprecieri, eu știu, fel și echip vis-a-vis de candidații, de contracandidații pentru această funcție. Suntem cu toții umăr la umăr, avem toate șansele, da? Deci cu cât se apropie mai mult ziua de 9 iunie, constatăm faptul că și la Consiliul Județean încep așa săgețile către contracandidați unul față cum de celălalt. Cum s-a întâmplat și până acum, că dacă ne uităm de-a lungul... Da, dar a fost liniște. A fost liniște, la Consiliul Județean, da. A fost liniște până acum. Știu că au fost niște aprecieri făcute de actualul președinte al Consiliului mai de mult, chiar și în precampanie a făcut la dumneavoastră, mi se pare, a făcut aceste aprecieri. Da, nu, am răspuns și nu... Nu, chiar recent sunt aceste declarații, sunt făcute recent. Da, am mai spus acest lucru. Da, probabil că așa consideră dânsul că se prezinte în fața electoratului. Bun, dumneavoastră, pentru că și și-au exprimat opinia despre dumneavoastră, cum vedeți, ce spuneți despre Mihai Lupu și modul în care a condus județul în acești 4 ani aproape? Din păcate, pe final, da, această ruptură cu PNL-ul a făcut ca guvernul să nu mai fie alături cumva de Consiliul Județean și atunci este o pierdere pentru toată lumea. Dar nu știu care sunt motivele care nu mai este candidatul dânsul, candidatul liberalilor, dar ne-a trimis într-un cont de umbră, pot să spun. El spune că m-a deranjat pe cei din PNL, conducerea PNL și din acest motiv nu motivele, mai... Absolut, deci sunt motive pe care le cunosc, dar per total... Dacă ar fi fost în continuare guvernul lângă Consiliul Județean, probabil că ar fi adus proiecte și ar fi fost mai bine, sincer să fiu. Trebuia să facă mai mult și nu a făcut pentru... Tot timpul este loc de... E un loc de bine și de mai mult, în mod sigur asta, mai ales la nivelul județului, da? Da, și au fost primari care au spus că greu ajungeau la dânsul.
greu ajungeau la dânsul, vorbesc de primari din zona PSD-ului special. Ajungeau greu din zona PNL-ului, după cum ei n-au și spus, spre exemplu, ce Florin să spun Mitroi, ce ne-au relatat, adică ce mi-au spus oamenii în teritoriu, primarii, nu oși cine. Pentru că problemele sunt ale Constanțenilor și nu înțeleg de ce nu poți să ai o discuție și să încerci să ajuți, indiferent, comunitatea are nevoie. Acum nu mai votanții să spui PNL-ului, că e absurd să o considerăm așa, să spunem, și în sănătate la fel. Există culoare politică în sănătate. Așa ar trebui și președintele Consiliului Județean să vadă OAT-urile și primarii în funcție, pentru că cu ce sunt vinovați dacă primarul este de altă culoare, este PSD, spre exemplu, și trebuie să sufere și să mai aibă proiecte sau să... Da? Dar nici n-ar trebui să fie în momentul în care ajunge pe funcție, nici n-ar mai trebui să aibă culoare politică. Să-l lași la o parte și să încerci să-i ajuți pe toți. Da. Lucru pe care eu așa cum am făcut și la spital, am stat cu ușa deschisă la propriu și la figurat, adică vis-a-vis de problemele ce apăreau. Eram prezent, omniprezent. Despre domnul Murad, ce îmi ziceți? Este un performer în zona de turism, într-adevăr, a demonstrat un timp, este simplu. Tot a încercat, a cocheta și cu zona politică. Da, e relativ delicat să vii într-un județ ca al nostru, chiar dacă vii din zona turismului, și să candidezi pe zona de această funcție de președinte al Consiliului Județean. Dar n-am ce să comentez mai mult și... Este medic, știu că a terminat facultatea de medicină. Sunteți pe aceeași lungime de undă. Suntem pe aceeași lungime de undă, da. Și domnul Palas? Domnul Palas este un... bună în zona administrativă. Da, adică de mulți ani lucrează atât ca jurist în primărie, după aceea în Consiliul Județean, la prefectură, n-a mai părăsit clădirea respectivă, da, și a fost tot timpul în această zonă. Are știință a zonei administrative, ceea ce e un lucru foarte bun. Am conlucrat amândoi pe anumite proiecte cu spitalul. Asta pot să vă zic, când era vicepreședinte, da, pentru Policlinica 2, acolo am... pentru că am avut bani din partea Consiliului Județean, vedeți că, și atunci fac o paranteză aici, trecerea mea în această poziție, pot să ajut cu bani și să aduc proiecte, pentru că Consiliul Județean cofinanțează proiecte la nivel guvernamental sau european, cu bani, să aduce mai multe proiecte. Și atunci închid paranteza și am încercat să facem și să mutăm medicina legală într-o clădire în spatele Policlinicii 2, care demarasem lucrările de reabilitare, pentru că medicina legală are nevoie de niște spații speciale, inclusiv morgă proprie. Da? Nu s-au mai întâmplat, la un moment dat s-au blocat. Am încercat să facem, să reactivăm în fosta clădire a oftalmologiei, da? Tot în spatele Policlinicii, o clădire mai veche, să facem acolo o secție de reumatologie și balneofizioterapie. Pe proiectul realizat cu ani în urmă, pe care a trebuit, la un moment dat, era blocat și a trebuit să-l reabilitez și să-l facem să meargă, că era blocat, imagistica era blocată, aveam acolo un aparat de radiologie, un mamograf și un CT. După aceea au mai fost echipamente pe linie de balneofizioterapie, în diferite camere, da, în această policlinică. Și partea proastă că el nu funcționau, pentru că a trebuit să începem cu începutul. Puterea acestor echipamente de imagistică era mai mare decât puterea transformatorului. Da? Deci așa de bine s-a dorit să funcționeze. Atunci a trebuit să luăm totul de la început, să mărim puterea transformatorului, un transformator pe medie, da? Ca să putem să facem și economie la costuri. Și încet, încet am pus acel proiect pe picioare. Și funcționează. Și am reușit atunci... și marea bucurie, fără să știm. În 2018 am intrat în contract cu casa de asigurări pe imagistică. La 2 săptămâni spitalul de boli infecțioase vine în contract cu noi, pentru că ne despărțea o alee 150 de metri distanță. Și au fost nu extraordinar, ci un lucru ce a fost, ne-a ajutat foarte mult în activitate pe partea de când a început pandemia. Fără imagistică, fără Eric Storace și fără CT. Și atunci am, împreună cu colectivul tânăr și plin de energie, cel conduce conferențiarul
Radu Bazpă e magistică, a detașat, aveam aici medici, aveam rezidenți și am făcut o tură specială, inclusiv în weekend, numai pentru pacienții de COVID de la Spitalul de Boli Infecțioase. Vreau să vă întreb, care sunt șansele lui Cătălin Grasa pe 9 iunie? Cine ar fi contracandidatul principal din cei enumerați sau unde credeți că vă veți situa? Eu vorbesc, acum sunt eu alături de candidatul PNL-ului Florin Mitroi și de actualul președinte al Consiliului Județean. Da, așa cum am spus și data trecută în emisiune, aici cred că va fi lupta, pentru că noi reprezentăm cumva și partide puternice în spate. Poziția domnului Mihai Lupu ca președinte iar este o poziție cheie și va fi în continuare. Da, că este în funcție. Sigur, este în funcție, este după 4 ani, după 4 ani și e un avantaj care nu trebuie dat la o parte. Domnul Mitroi? Și domnul Mitroi în egală măsură, un primar cu multe mandate, dar vine dintr-o zonă, nu e zonă urbană, acum ce să spun, nu e același lucru, da, de la primăria Valului Traian, după aceea la nivel de președinte de Consiliul Județean. Are știință, a dovedit-o în timp, da, Valul s-a dezvoltat. Și are și un partid în spate, Partidul Național Liberal. Ce are Cătălin Grasa în plus față de acești candidați? De ce ar trebui să voteze lumea Cătălin Grasa? Ar trebui să voteze Cătălin Grasa pentru că, nu știu, cred că eu ies puțin din matca obișnuită a politicului și n-am făcut politică, am făcut politică sanitară, este adevărat. Poate că nici discursul meu nu e acela șablon legat de voi face, voi drege și nu, am făcut, am demonstrat că pot să fac și cred că sănătatea are o problemă în județul Constanța și că pot, da, prin experiența pe care am acumulat-o, să ajut nu numai Spitalul Clinic Județean Constanța, ci și alte spitale și să mergem și în zona rurală ca cetățenii, indiferent că sunt la oraș din zona rurală, să poată să aibă acces la actul medical, la un act medical de calitate. Unde sunt cele mai multe probleme din acest punct de vedere în județ? Zona de sud aș putea să spun și în special zona Băneasa. Băneasa o strop toată zona aceea. Da, din păcate, acolo avem doar un punct de primire urgență, pe care am participat și la deschiderea lui, era în 2004. Și această zonă e defavorizată pentru că nu au acces, da? Nu au ambulatorii, nu au, nu știu, centre de permanență. Dar de ce a fost neglijată această zonă? Probabil că e și izolată geografic, în mod sigur. Iar Spitalul Megidia, știu că preia toată zona de urgență de acolo și salvările merg întâi la Megidia și acolo se face filtrarea, dacă rămân acolo sau pot să ajung la Constanța, bineînțeles, urgențele grave. Așa s-a întâmplat de-a lungul timpului. Acum noi trebuie să vedem ce s-a întâmplat. Da. Stăteam de vorbă cu actualul primar, care are toate șansele să rămână la Băneasa și spunea că are o clădire alături și știu și eu că am fost și am vizitat, știți că acolo s-a și desfințat, era un mic spital, avea de obstetrică, ginecologie, da. Chiar se făceau. Dar de ce, până la urmă, de ce s-a desfințat? Desfințat atunci când s-au desfințat mai multe spitale, la timpul Traian Băsescu, da. Aveau acolo și zonă de boli interne. Pentru că am nevoie, era în apropiere și atunci toate comunele respective aduceau pacienții și nu trebuia să ajungă la Megidia, că de acolo, da, până la Megidia mai sunt vreo 60 de kilometri. Și spune că are o clădire și că ar vrea să deschidă și să facă niște cabinete ca un fel de ambulatoriu, de să mărească cumva prezența medicilor și medici de specialitate. Vom vedea cum, pentru că am reușit, spre exemplu, la Năvodare. Da? Bine, este în oraș. Este al doilea ca mărime, Năvodariu, acum după Constanța, ca populație. Deci a avut o creștere accelerată. Dar, din păcate, ei nu au avut o structură de tip ambulatoriu. Și am reușit în 2020 să inaugurăm acest ambulatoriu al Năvodăreanilor. La fel, o clădire ce ținea de Direcția Generală de Asistență Socială a preluat-o primăria a
amenajat-o, clădirea respectivă, și după aceea ne-a fost dată nouă și cu bandă la Consiliul Județean am reușit să cumpărăm echipamente și să organizăm actul, facem, să organizăm actul medical, mai multe cabinete de ambulatoriu cu specialități atât de pediatrie, cât și chirurgie, cardiologie, boli interne, ORL, dermato, dermatologie. Avem și un centru acolo de primiri urgență și este și un punct de salvare chiar în acea curte. Eu i-am spus primarului Florian Chelaru, când am inaugurat acea clădire, zic, eu consider că așa ar trebui, într-o normalitate, să spun că va fi ambulatorul viitorului spital. Să facă și, un spital. Nu mare, 100-150 de paturi. Pentru că s-ar putea să se facă... Este o clădire, acolo... da, au spațiu necesar cumva. Și ar fi mai mult decât benefic. Adică ai, sunt aproape... Da, s-ar mai erisi, mai ales în sezonul estival și sigur spitalul da. Județean. Sigur că da, că de fapt, vedeți, acesta este, eu știu, a crește activitatea în spitalele orășenești și municipale duce la scăderea presiunii pe Spitalul Clinic Județean Constanță. E o acces mai facil și de ce să nu te duci să te tratezi la spitalul din Mangalia? Și să, da. Sau, eu știu, în Cernavodă sau Hârșova, da? Care la 80 de kilometri de Constanța. Spuneți. O problemă majoră pe care o are sistemul de sănătate este lipsa secțiilor pentru arși. Am avut atâtea incidente în țară, am avut chiar și la Constanța și fiecare ministru care s-a perindat de-a lungul timpului la Ministerul Sănătății spunea că este nevoie de secții pentru arși, dar mai ales la Constanța, având în vedere că avem litoral aici și sezonul estival, știm că vin mii de turiști, nu avem o secție de arși și văd că nici nimeni nu ia în calcul pentru Constanța să secția, nu. Avem o secție, secția este de arși de dar să fie funcțională de chirurgie plastică, da, este funcțională, numai că protocolul național este în felul următor. La arsuri a căror suprafață este mai mare de 30%, da, și sunt de la gradul 3 în sus, da, se transportă la centru, adică la București. Că nu avem noi spitale pentru arși grav, da? Și ați văzut că încă sunt trimit afară. Păi da, dar Doamne ferește, o tragedie precum cea de la colectiv în Constanța. Corect. Ce facem? Îi trimitem se trimit la București? Se trimit cu elicopterul, sigur că da, se trimit. Acesta este protocolul, nu avem cum să construim noi. Spre exemplu, acum încearcă, în Timișoara știu că sunt pe final cu construcția în cadrul Spitalului Județean, a unei secții pentru arși cei grabi, pentru că sunt niște condiții deosebite. Ați văzut că nici Floreasca nu s-a ridicat la parametrii necesari, nici avem un spital în București care este numai pentru arși. Și la fel, condițiile nu sunt cele mai potrivite. Acestea sunt obiective de interes național pentru arsul grav, da? Dar și pentru asul de... M-a fost atunci, a trebuit, din păcate, să nu se mai întâmple asemenea evenimente, să avem accidentul, da? La colectiv, ca să ne dăm seama cât suntem de vulnerabili în această zonă. Nu am învățat nimic de atunci, pentru că am mai fost atunci tragedia, au fost și la Rompetrol și transferați în străinătate prin Germania și tot au murit. Și pentru că nu s-a intervenit probabil imediat. Nu știu, timpul, e clar și că timpul nu este important. Și timpul este important, adică păi, în cât timp normal. De la momentul accidentului se intervine de da. Specialitate. Da. Și asta este adevărat. Avem comune, sate unde nici măcar medici de familie nu sunt. Așa este. Avem în continuare drumuri de pământ, da, și pietruite. Adică m-am uitat și eu pe zona de online de la nivelul drumuri județene, da, pe pagina lor de web. Și sunt 122 de kilometri de drumuri de pământ în județul Constanța. Da? 56 de kilometri sunt de drumuri pietruite. Deci totuși ar trebui să facem și mai mult pentru păi cei din zonă. Și de ce este așa de greu să se facă? Îmi dau seama, momentan nu-mi dau seama, dar trebuie făcut o evaluare și văzut de ce totuși suntem în 2024 și în continuare avem sate în care se ajunge pe drum de pământ. Bine, dacă stăm să ne gândim așa, și PSD-ul a fost până acum 4 ani la Consiliul Județean. Adică și a fost aproape 30 de ani PSD-ul la conducere. Așa.
E vorba de implicarea fiecăruia, care este strategia legată de, de acces, de zona de infrastructură, care este foarte importantă, care nu trebuie neglijată. Da? Eu v-am spus, am demonstrat că se poate în zona de sănătate și vreau să ridic asistența medicală și actul medical în sine, să-i cresc performanțele. Nu numai la Spitalul Clinic Județean Constanța, ci și în județ, la celelalte spitale. Care sunt prioritățile imediat următoare pentru Consiliul Județean, dacă ajungeți președinte? Prima dată ar trebui, voi face o evaluare pe toate domeniile care sunt în subordinea Consiliului Județean. Facem o evaluare, ca să știm, o evaluare la nivelul teritoriilor în UAT-uri. Vedem care sunt necesitățile primarilor, cu ce putem să-i ajutăm, cu ce putem să-i ajutăm pe termen scurt, mediu și cu proiecte la distanță, pentru că rolul președintelui Consiliului Județean este de a face această interfață, o interfață activă, bineînțeles, între guvern, între prefectură și UAT-uri. În ce manieră și cum putem să aducem bani europeni, pentru că, din păcate, absorpția este scăzută în continuare. Există un aparat tehnic la nivelul Consiliului Județean care poate să dea suport pentru consultanță primarilor și atunci acesta trebuie utilizat la maxim și să și suit o mașină și mers la București pentru a deschide ușii, da, cum se spune așa, popular. Că este necesară prezența mea. De aceea fac și acest pas, pentru că stau și mă gândesc de ce, până la urmă, nu putem să construim și noi un spital nou. Da. Păi da, se fac acum, se face spitalul de oncologie. E un ambulatoriu, este un ambulatoriu, într-adevăr. Mie îmi pare rău că zona, sincer să fiu, unde este spitalul acela de containere, de boli infecțioase, n-a ridicat cumva primăria să ridice un spital municipal multidisciplinar. Dar de sine stător. Adică să poată să preia din Spitalul Județean, să poată să preia o mare parte de activitate. Pentru că noi, la un moment dat, trebuie să facem transferul către clădiri noi a activității din Spitalul Clinic Județean Constanța. O să-l folosim cât putem din el, da? Și după aceea trebuie să ne apară clădiri noi. Eu, sincer să fiu, aș vedea un Spital Județean. Acolo, știți, Fata Morgana aceea cu Spitalul Regional, care... acolo nu aș mai spune. Au fost niște planuri făcute. Țin minte că am fost la un moment dat la Ministerul Sănătății, era secretar de stat, era Constantin Ion. Și le-am văzut, efectiv, acele planuri și nu s-a întâmplat nimic. Este spațiu, avem acolo în spate la sere și putem să... ar trebui... Da? Constanțienii cred că au nevoie de un spital nou. Păi da, avem deputații din Constanța. Ați discutat cu cei de la PSD legat de acest subiect? Nu știu ce să vă spun. Știu de proiectul al Consiliului Județean în arealul, în curtea Spitalului Clinic Județean Constanța pentru acel departament de sănătatea mamei și copilului. Venirea președintelui Partidului Social Democrat, premierul domnul Marcel Ciolacu, a spus că o să facă să vă face un efort astfel încât acesta este pe fonduri de PNRR și se închide acest proiect a trebui în 2026. Încă nu s-a întâmplat nimic și ca să nu se pierdă acest proiect, se dorește trecerea de Ministerul Sănătății să treacă pe o finanțare de tip BIRD, da? Ca să nu pierdem acest proiect care este foarte util. Legat de instituțiile din subordinea CJA, ați discutat cu managerii sau aveți cunoștință de probleme, unde sunt cele mai mari probleme și să le aveți, să le luați în calcul? Le voi lua în calcul. Avem și norocul că alegerile sunt pe 9, iar punerea în funcție, da? Pe post este tocmai pe 28 septembrie, timp în care poți să faci o evaluare, da? Deja e obligatorie. Da. Și care va continua din momentul când voi fi, da, să fiu pe postura să stau în fruntea mesei, da, sau pe scaunul președintelui Consiliului Județean. Vreau să-mi spuneți în încheiere, de ce să voteze lumea Cătălin Grasa, PSD, pe 9 iunie, Consiliul Județean președinte? Să voteze pentru că ceea ce am făcut de-a lungul întregii mele cariere, atât ca medic chirurg, ca cadru universitar, și ca manager am făcut-o cu respect, cu respect față de pacienți, față de colegi, față de studenți și i-am respectat
pentru că așa am putut să realizez ceea ce am făcut. Și am avut nevoie de echipă. Am avut echipă și să știți, de atunci, din 2003, de când sunt în Partidul Social Democrat, proiectele aduse, să știți că le-am adus cu această mare echipă. Eu n-am făcut politici decât sanitare, am pus și se văd în spatele meu și le-am lăsat pentru constanțeni, da? Ceea ce am făcut pentru spital, radioterapie, imagistică, începuturile, secții noi, deci se poate. Deci se poate și atunci n-am cum decât să invit la vot și să aibă încredere în ceea ce voi putea face din această postură. Să sperăm că vine lumea la vot. Foarte important să iasă la vot. Foarte important să iasă la vot. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc și dumneavoastră. La revedere.